Elevii Colegiului Național Traian au învățat astăzi cum să reacționeze în situații de urgență și cum să acorde primul ajutor semenilor lor. Alături de pompieri și paramedicii SMURD, traianiștii au asistat la prima sesiune de instruire în domeniul acordării primului ajutor de bază. Evenimentul a avut loc în amfiteatrul liceului și s-a bucurat de participarea a zeci de elevi. Tot timpul trebuie să facem o abordare și asta o facem prin doi stimuli, verbal și tactil. Stimulul verbal, ne apropiem, tot timpul abordarea o facem din față și, bineînțeles, domnul, mă auziți? Domnul, dacă mă auziți, deschideți ochii. Stimulul verbal. Traianiștii învață să acorde primul ajutor. Elevii de aici au participat alături de pompieri și de paramedici SMURD la o sesiune de instruire privind modul de acțiune într-o situație critică. Fiecare secundă contează în momentele cruciale. Procesul de învățare este unul continuu, iar împreună cu colegii noștri veți reuși să vă însușiți tehnici de prim ajutor care să vă dea încredere să acționați într-o situație nefericită. Cu aceste gânduri vă doresc să aveți parte de experiențe de învățare valoroase și să profitați din plin de aceste sesiuni. Sunteți o mare parte dintre voi pasionați de acordarea primului ajutor și acest lucru s-a văzut ferm atunci când am dat naștere clubului Elseris. Numărul reprezentanților din partea elevilor este considerabil, aș putea spune, iar interesul este clar mărit. Zeci de traianiști și-au manifestat dorința de a deveni voluntari SMURD. În plus, la acest liceu activează clubul Elseris, unde 15 elevi promovează viața în toate valențele ei. Mi-au plăcut foarte mult activitățile de astăzi, mi s-au părut extrem de interesante și de importante, toată lumea ar trebui să le știe. Noi le-am mai făcut, le-am făcut în cadrul grupului Elseris, le știam, dar le-am aprofundat mult mai bine acum, în urma explicațiilor celor de la SMURD. Mi se pare foarte important ce facem noi aici la club, dar ce fac și domnii care sunt cu adevărat profesioniști, noi încă învățăm. M-am alăturat acestui club din plăcerea pentru a încerca să salvez vieții. La Colegiul Național Traian a fost desfășurată o activitate informativă și demonstrativă privind instruirea în prim ajutor, care se desfășoară în urma protocolului dintre ISU, Fundația pentru SMURD și Colegiul Național Traian. Și eu, ca reprezentant al elevilor, nu pot fi decât nespus de bucuroasă că avem ocazia și oportunitatea să învățăm mai multe despre asta, pentru că, până la urmă, luarea măsurilor imediate este cea mai importantă. În această perioadă, pompierii și paramedicii SMURD vor desfășura astfel de cursuri în mai multe unități de învățământ din Drobeta, Turnu Severin.